Pandurii Târgu Jiu a terminat la egalitate primul joc de verificare disputat în stagiul din Austria. Echipa antrenată de Petre Grigoraș a remizat cu Spartacus, echipă nou promovată în primul eșalon. Scorul final a fost 0-0, iar antrenorul Petre Grigoraș a folosit două echipe diferite în cele două reprize. Gorjenii nu au fructificat mai multe ocazii de gol prin Paul Anton, Elton da Silva, Marian Pleașcă sau Alexandru Ciucur. Neșansa a fost și de partea lui Cornel Predescu, recent revenit după accidentare. În minutul 47, acesta a irosit o lovitură de la 11 metri. Petre Grigoraș a folosit toți jucătorii din lot în afară de portarul Pedro Mingote în acest prim meci de verificare din stagiul austriac. De asemenea, aceasta a fost partida de debut a lui Laurențiu Iorga în alb-albastru. Următorul meci de verificare al Pandurilor este programat pe 11 iulie, când gorjenii vor întâlni formația FK Jablonec, echipă care a încheiat ultimul sezon pe locul 11 în prima ligă din Cehia. Seria amicalelor continuă cu o partidă de verificare pe 13 iulie cu ungurii de la PEX, locul 7 în ultima ediție de campionat, urmând ca pe 15 iulie să întâlnească o echipă maghiară, Caposvară. Meciul care va închide lista de amicale este programat pe 17 iulie. Pandurii vor întâlni cu două zile înainte să revină în țară un meci de verificare cu rușii de la Ural. Debutul oficial al trupei lui Grigoraș în noul sezon se va concretiza cu partida din optimile Cupei Ligii într-o partidă cu Gazmetan Mediaș programată pe 21 iulie în deplasare, urmând ca primul meci din Liga 1 să fie susținut pe 25 iulie într-un derby de Oltenia cu formația CSU Craiova nou promovată în primul eșalon.